Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate și domnul. Și Dumnezeu să vă dea o inimă ascultătoare în această seară. Și mie la fel. Amin. Aș vrea să stăm înainte lui Dumnezeu și să îi facem o rugăciune. Stăteam și cugetam la bunătatea lui Dumnezeu. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că și ne-a lăsat totul descoperit. Ne-a dat această carte, Biblia, așa cum spunea și fratele și fratele Liviu, în care în orice clipă din viața noastră ar trebui să ne adicem în Biblia mea. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu ne vorbește, frate și soră, prin cântare. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Dumnezeu ne vorbește prin prorocii. Dumnezeu ne vorbește prin o mulțime de lucruri. Prevedenie. Și dăm slavă lui Dumnezeu. Numai că ceva se întâmplă cu noi. Și Iov spune în capitolul 33, în versetul 14, pagina Scriptură 546, căci Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul ascultă întotdeauna. Așa spune, frații mei. Dar omul ne-a seamă. Dumnezeu să ne ajute să luăm seama la cuvântul lui, fraților. Venim în casa lui Dumnezeu și frații stau aici în față, ne slujesc prin cântare, prin îndemnuri, prin cuvântul lui Dumnezeu și de multe ori așteptăm să vedem aici în față numai Bustan, numai Ianovi și numai avem tendința aceasta să nu ascultăm cuvântul Dumnezeu, să privim la fața omului. Dar Dumnezeu ne cere să privim la El, că și de la El vin toate lucrurile. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să merg pe acest îndemn să fie ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Haideți să vedem, frate și soră, câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu când chiar marii oameni al lui Dumnezeu au avut această tendință să ne socotească sau să nu asculte cuvântul, să nu asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la Iona, Dumnezeu a avut un plan cu Iona și un plan bine definit. Dumnezeu îl trimite pe Iona la Ninive și dintr-o dată Iona se trezește să nu asculte de cuvântul lui Dumnezeu și să apuce altă direcție. De multe ori ne găsesc noi în această circunstanță. Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când un altul și uneori parcă nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun, frații mei, că neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna aduce consecințe. Și cu siguranță fiecare dintre noi am traversat măcar un moment în viață când am avut o astfel de experiență și am văzut consecințele pe care ar trebui să le suportăm datorită neascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Și încă o dată zic, Dumnezeu să pună în noi un duh de ascultare. Și cine are ureche în această seară să aude ceea ce vrea să transmită Dumnezeu. Și să spunem și noi că altă dată, ca Samuel, vorbește, Doamne, că și locul tău ascultă. Dumnezeu să fie lăudat în toate. Hai să mai privim un exemplu. Dumnezeu a avut un plan bine întemeiat cu Saul. Și atunci când Dumnezeu îi spune lui Saul să meargă în bătărie și să nimicească cu desăvârșire poporul lui Amalec, fratele Saul s-a gândit că e mai bine să cuțe câteva animale, câteva persoane. Și în această privință se vede că omul a dat dovadă de neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă stăm bine și vedem ce urmare, ce consecință o trebuie să suporte Saul, că și-a pierdut tronul Saul și Dumnezeu s-a întristat și o coroană cu rămânța împărat. Frații mei, haideți să luăm aminte bine în seara aceasta. Și ceea ce Dumnezeu ne vorbește, să punem cuvântul lui Dumnezeu la inimă și să ascultăm cuvântul Domnului. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să trăim în ascultare de Dumnezeu, frații mei, aș vrea să spun că ne trebuie o înțelepciune. Amin? Și nu o înțelepciune firească, ci ne trebuie o înțelepciune care vine de sus. O înțelepciune umusă, o înțelepciune dată de Dumnezeu. Iacov, în capitolul 1, versetul 5, spune că cine are înțelepciune,
ascultare de la Dumnezeu, care dă tuturor acum la lagă. Și zic ca Dumnezeu să ne dorească înțelepciune, ca să putem să știm să trăim în ascultare de cuvântul Lui. Amin? Dar aș vrea să spun, frate, că de multe ori cerem înțelepciune. Nu eu. Dar aș vrea să spun că această înțelepciune trebuie însoțită de un factor foarte important. Un factor care, cu părere de rău spun, multora dintre noi lipsește în tine noastră. Și acest factor este frica de Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 110, cu versetul 10, spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ar trebui să ne oprim cu toții de la cererea înțelepciunii lui Dumnezeu și ar trebui să cerem, Doamne, pune în noi un duh de frică și de ascultare de cuvântul Tău. Și în momentul când vom avea frică de Dumnezeu, frații mei, aș vrea să știm că vom ști să trăim în înțelepciune și vom ști să trăim și în frică și în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute și la lucrul acesta. De multe ori ne facem planuri, ca și oameni. Și Iona și-a făcut un plan să ducă la tax. La planul Dumnezeu era să ducă în altă parte, în direcția opusă. De multe ori ca oameni ne facem planuri, și nu-i rău. Dar aș vrea să spun că planurile pe care le facem noi, oamenii, cuvântul lui Dumnezeu spune că planul care le face inima tânără de om, dar răspunsul pe care îl dă, spune cuvântul Dumnezeu, fie de la Dumnezeu. De aceea, să ne dea Dumnezeu în această seară înțelepciune ca să știm să ascultăm, în primul rând, de cuvântul Lui și să știm să stăm în tăcere și să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu cu frică și cu temor de El. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, dragi mei. Aș vrea să închei cu Sfântul Reset, care găsim în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11. Așa cum spuneam, că ne facem planul de rău și nu-i rău. De multe ori rămânem dezamăgiți, pentru că alegem să facem ceea ce ne-am propus noi și să nu facem ceea ce Dumnezeu și-a propus să facă cu noi. Pentru că cu fiecare dintre noi Dumnezeu are un plan. Așa cum a avut cu Iona, așa cum a avut cu Saul, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, frații mei. Și Ieremia, capitolul 29, versetul 11, cuvântul Domnului spune că eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Amin. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Aș vrea să ne rugăm, frații mei, în prima parte a rugăciunii. Și să ne rugăm să pună Domnul noi un duh de ascultare de El. Și la a doua parte a rugăciunii, aș vrea să ne rugăm pentru cei bolani. Aș vrea să stăvim în continuare pentru cei bolani, frații mei, și să putem să simțim unii cu alții. Pentru că dacă astăzi vom ști să simțim unii cu alții, mâine poate că vom trece și noi prin suferință și prin necazuri și frații noștri vor avea același sentiment față de noi. Dacă în biserică sunt cazuri și dacă fratele Liviu mai știe cazuri, aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru acel tânăr Toni pe care ne-am rugat, pentru care ne-am rugat și acum două săptămâni și săptămâna trecută, ca Dumnezeu să se atingă în continuare de El și să-L vindece. Să ne rugăm și pentru familiile noastre, chiar dacă nu sunt boli, frate mei, în trup, mă uit și văd atâtea boli în suflet, în zilele noastre. Aș vrea să ne rugăm și pentru bolile sufletului. Pentru că dacă ai cancer sau dacă ai diabet, dacă Domnul va vine la noapte, siguranță vei merge în cer. Dacă avem boli sufletești, aș vrea să spun că putem să ne riscăm în mine. Haideți să ne riscăm în picioare și să stăm înainte de Dumnezeu. Și dacă fratele Liviu mai poate